Trei tineri din municipiul Călăraș au fost depistați de jandarmii călărășeni, având asupra lor mai multe pachetele confecționate din hârtie cu un conținut de fragmente vegetale uscate, susceptibile a avea efect psihoactiv. Astfel, în data de 24 octombrie, în jurul orei 22.30 de minute, un echipaj de jandarmerie aflat în misiune de patrulare pe strada Belșugului din municipiul Călăraș a surprins trei bărbați în timp ce își confecționau țigarete artificiale. După efectuarea legitimării și a controlului corporal preventiv, asupra acestora, jandarmii au identificat 44 de pliculețe din hârtie ce conținau fragmente vegetale de culoare galben-verzuie susceptibile a avea efect psihoactiv. Conform declarațiilor tinerilor, produsele erau pentru consum propriu. Jandarmii le-au întocmit celor în cauză documentele de sesizare conform prevederilor procedurale și au fost înaintate împreună cu probele găsite asupra lor autorităților competente pentru continuarea cercetărilor.